dragi prieteni, frați, surori, ne pare bine încă pentru o ocazie să ne revedem în felul acesta și să putem medita la Cuvântul lui Dumnezeu. Cu această ocazie doresc să medităm la patru asemenea. Trei dintre ele deja s-au realizat, una este în desfășurare și noi suntem implicați direct în această asemănare. Iată care sunt aceste asemenea. Prima este oamenii care au fost creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. A doua este faptul că din cauza căderii în păcat, omul într-o măsură oarecare a devenit asemenea amăgitorului neamului omenesc. Al treilea asemenea, Hristos, Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut asemenea oamenilor. Și al patrulea asemenea, oamenii făcuți din nou asemenea lui Dumnezeu. Vom căuta cu această ocazie să înțelegem mai bine, să conștientizăm aceste patru asemănări și să avem tendința să ne apropiem cât mai mult posibil de asemănarea cu Dumnezeu, chiar în viața aceasta, pentru că în felul acesta vom putea să moștenim și viața veșnică. Așa, deci, să trecem rând pe rând uh, aceste patru asemene. Uh, deci primul, oamenii creați după chipul și asemănarea lui Dumnezeu. Cuvântul lui Dumnezeu, Sfânta Scriptură, în cartea Geneza, ne face cunoscut că în ultima zi de activitatea săptămânii de creațiune. Dumnezeu a zis, în Geneza capitolul 1, versetul 26 și 27, citim cuvintele lui Dumnezeu cu această ocazie, în acest împrejurare. Apoi Dumnezeu a zis: Să facem om după chipul nostru, după asemănarea noastră. El va stăpâni peste peștii mării, peste păsările cerului, peste vite, peste tot pământul. Și Dumnezeu a făcut pe om după chipul său, l-a făcut după chipul lui Dumnezeu, parte bărbătească și parte femeiască i-a făcut. În aceste două texte, dacă observăm cu atenție, găsim cel puțin de trei ori menționată fraza aceasta, să facem om după asemănarea noastră, după chipul lui Dumnezeu, l-a făcut parte bărbătească și parte femeiască. Deci Sfânta Scriptură accentuează cât se poate de clar că omul a fost făcut după asemănarea lui Dumnezeu. Când Scriptura spune că omul a fost făcut după asemănarea lui Dumnezeu, asta nu înseamnă că este vorba de o identitate absolută. Omul este egal cu Dumnezeu. Nu aceasta vrea să spună Sfânta Scriptură cu siguranță. Dumnezeu este Dumnezeu, iar omul este om. De aceea este, este vorba că există și unele deosebiri între om și Dumnezeu. La Geneza, capitolul 3, versetul 22. Știm următoarele cuvinte. Domnul Dumnezeu a zis, iată că omul a ajuns ca unul din noi, cunoscând binele și răul. Iată că omul a ajuns ca unul din noi. Adică omul era asemenea lui Dumnezeu, dar nu era identic cu Dumnezeu. Și nici chiar acum, după ce a gustat din pomul oprit, când omul a cunoscut ce este răul, a văzut cât de grozav este păcatul și răul, și Dumnezeu spune: Iată că omul a mers mai departe, a devenit mai asemenea cu noi în întrebarea aceasta. De aici se vede clar că între asemănarea cu Dumnezeu și a fi ca Dumnezeu există și deosebiri. De exemplu, când venim la un nou născut, și vedem bebelușul acesta frumosel, care nu mai a venit pe lume. Prima întrebare care o pun vizitatorii la mama care a născut copilașul acesta, la cei care sunt adunați acolo, care este? Desigur, întrebarea este, cu cine seamănă? Seamănă mai mult cu mama, mai mult cu tata, mai mult cu bunelul? Este clar că seamănă cu cineva, cu cineva mai mult, cu cineva mai puțin, dar nu este identic. Dacă zice că seamnă cu bunica, copilul care are 4 kg și bunica care are 70 de kg, da? este o diferență enormă între copil și bunica lui. Dar, totuși, este și o măsură destul de bună, destul de mare de asemănare. Numai despre Hristos, Scriptura ne spune că se aseamănă în mod perfect cu Tatăl. În Coloseni 1 cu versetul 15, Apostolul Pavel spune, El este chipul Dumnezeului celui nevăzut. Domnul Iisus Hristos, fiind pe pământ, în Evanghelia după Ioan, capitolul 14 și versetul 9 spune, Cine m-a văzut pe mine, l-a văzut pe Tatăl. Într-o altă ocazie, Mântuitorul va spune, Eu sunt un Tatăl și Tatăl este în mine. Prin urmare, noi observăm la prima parte a meditației noastre că omul a fost făcut după asemănarea lui Dumnezeu, după asemănarea Mântuitorului nostru, asemenea lui, dar nu identic cu Dumnezeu. În continuare, ce se întâmplă? Solomon afirmă în Eclesiastul, capitolul 7 și versetul 29, că Dumnezeu i-a făcut pe oameni fără prihană, dar ei umblă cu multe șiretlicuri. Oamenii au devenit șireți. Ce s-a întâmplat? În Ceneza, capitolul 3 și versetul 1, citim următoarele. Șarpele era cel mai șiret decât toate fiarele câmpului pe care le făcuse Domnul Dumnezeu. De unde au luat oamenii șiretenia? șarpele era cel mai șiret. Uh, scumpii mei, oamenii au învățat șiretenia și şi dacă ar fi doar șiretenia, dar au învățat multe lucruri de la vrăjmașul cel șiret care i-a măgit și i-a tras în păcat. Satana au reușit să-i atragă pe Eva și pe Adam când a zis, în Cineza, capitolul 3, versetul 45 atunci șarpele a zis femeii: „Hotărât că nu veți muri, dar știe Dumnezeu că în ziua când veți mânca din el, vi se vor deschide ochii și veți fi ca Dumnezeu. Observați și retenie vrăjmașului. Veți fi ca Dumnezeu.” Și aici încă o dată, adăugător, observăm momentul că oamenii, când au fost creați asemenea Creatorului, dar nu au ajuns să semne, dar au ajuns să-i semene într-o măsură oarecare a măgitorului. Oamenii și-au pierdut într-o măsură bună asemănarea cu Dumnezeu. Și păstrând o parte destul de bună posibil din asemănarea cu Dumnezeu, oamenii au devenit și asemeni amăgitorului. Și ce să facem acum? Se poate face ceva ca noi, oamenii, să scăpăm de asemănarea aceasta a amăgitorului și tu și eu să ne reîntoarcem, să revenim la starea inițială la care a creat Dumnezeu pe om? Da, putem spune cu toată siguranța și acesta este obiectivul planului de mântuire care a făcut Dumnezeu. Așa cum vom observa mai departe în meditația noastră din această ocazie. Și pentru faptul acesta a fost nevoie de al treilea asemenea. Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, făcut asemenea oamenilor. Căderea oamenilor în păcat, după toate cele scrise în Romani, capitolul 16 și versetul 25, a pus în funcție descoperirea tainei care a fost ținută ascunsă timp de veacuri. Hristos, Lumina Lumii, pagina 22, spune aceste lucruri. Și ca urmare, a doua persoană a Dumnezeirii, Domnul Iisus Hristos, s-a întrupat și în Ioan 1 cu 14 citim că cuvântul s-a făcut trup și a locuit printre noi plin de har și adevăr. Domnul Iisus Hristos a trebuit să se dezbrace de asemănarea cu Tatăl și să ia asupra Lui haina omenească a omului de 4000 de ani. Și în Filipeni capitolul 2, de la versetul 5 la 7, găsim gândul acesta. Apostol Pavel spune că Isus a luat chip de rob, făcându-se asemenea oamenilor. Hristos asemenea oamenilor. Avea chipul lui Dumnezeu, dar nu a crezut un lucru de apucat, ci a luat un chip de rob. Auziți? Creatorul a luat chip de rob, s-a făcut asemenea oamenilor. Și aici, iarăși, trebuie să menționăm un lucru foarte important. Asemănare, da, dar asemănare nu înseamnă egalitate. Și în geometrie, după cum știm bine, se vorbește despre triunghiuri egale și despre triunghiuri asemenea. Triunghiurile asemenea nu sunt egale. Au formă asemănătoare, dar dimensiuni diferite. Deci, Isus s-a făcut asemenea nouă. Dar, cu tot respectul față de convingerile celor ce ne ascultă, trebuie să ne bazăm pe Sfânta Scriptură, asemenea nouă, dar nu egal cu noi. Și aici. Putem să amintim că merge vorba despre taina Evlaviei, care nu putem să o pătrundem noi oamenii. Dar, într-o măsură oarecare, putem să înțelegem lucrul acesta și să ne convingem că anume așa ne vorbește Sfânta Scriptură. Iată cum este descrisă asemănarea cu noi a Domnului Isus Hristos. Luca, capitolul 2. S-a născut în condiții umile, afară, ca un sinistrat. Matei, capitolul 2 a fost refugiat ca prunc. Marcu, capitolul 6, a fost muncitor cu brațele lui, practicând o meșteșugărie destul de grea, dulgheria. A lucrat cu Iosif în atelierul său. A fost botezat, intrând astfel în rândul păcătoșilor. A fost ispitit în toate lucrurile, ca și noi, evrei, Capitolul 4, cu versetul 15. Dar, fără păcat, cred că a fost ispitit cu mult mai mult decât noi. A fost flămând, Matei 4, cu 2. Ioan, capitolul 4, a fost însetat, a fost obosit. Domnul Isus, îl găsim că a plâns așa cum plâng oamenii. Când a văzut mormântul unde a fost pus Lazar Ioan capitolul 11 versetul 35 Iisus a fost fără adăpost fără adresă când a venit Iuda ca să-l primească ca apostol Domnul Iisus i-a spus clar păsările cerului au cuiburi animalele au locul lor dar fiul omului nu are unde-și pleca capul a fost urmărit de adversarii săi în permanență a fost insultat a fost cuipat, a fost pălmuit, toate acestea le cunoaștem destul de bine din istoria Mântuitorului. A fost batjocorit, a fost bătut cu nuiele, s-a a fost acuzat și la urmă a fost osândit pe nedrept. A fost jefuit, ostașii i-au luat până și cămașa despre care au tras sorți și la urma urmei a fost omorât. Când urmărim această lungă listă de suferințe și nedreptăți prin care a trecut Mântuitorul nostru în cursul vieții sale ca om, ne putem da seama că fraza asemenea oamenilor este o descriere foarte limitată și destul de blândă în adresa Mântuitorului. Haideți să ne gândim pentru o clipă. Cine dintre oameni a mai parcurs o cale atât de cumplită și rușinoasă? Cine dintre oameni poate pretinde că a trecut la toate sau măcar la majoritatea acelor lucruri neplăcute prin care a trecut Mântuitorul. De aici putem face concluzia destul de întemeiată scripturistic, asemenea nouă, dar nu egal cu noi. Fiind ca noi, a avut de îndurat dificultăți incomparabil mai aspre, mai teribile decât ale noastre. Și acum am ajuns la al patrulea și ultimul asemenea. Noi oamenii făcuți asemenea Lui. Fiul omului, Fiul lui Dumnezeu, s-a făcut asemenea nouă. Și unul dintre scopurile de bază a acestei întrupări a fost ca să ne poată duce pe noi înapoi la asemănarea originală cu Dumnezeu. De aceea restabilirea este absolut posibilă prin aplicarea planului de mântuire. După cum am purtat chipul celui pământesc, spune Apostolului Pavel în 1 Corinteni 15 cu versetul 49 tot așa vom purta și chipul celui ceresc. Trebuie să ajungem asemenea Mântuitorului. Putem să ajungem asemenea Mântuitorului. Pentru că El este motelul nostru și El a făcut totul ca acolo unde noi nu vom putea realiza această asemănare. Să o putem, să ne putem folosi de lucrarea care a făcut-o El în locul nostru. Noi trebuie și putem să ne asemănăm lui Dumnezeu. După cele scrise în Matei 11 cu 29, în blândețe și în smerenie. Noi putem să ne asemănăm lui Dumnezeu în umilință, după cum descrie Evanghelia după Ioan, capitolul 13. Iisus s-a umilit, a spălat picioarele ucenicilor săi. Noi putem să ne asemănăm lui Iisus în slujire. Matei, capitolul 20, versetul 27, Domnul Iisus aduce uh, experiența, aduce exemplu stăpânitorii veacului acestuia. Ce fac? Cum caută să le slujească sub supușilor? Dar Iisus spune, dar între voi să nu fie așa. Voi învățați de la mine, căci eu sunt blând și smerit cu inima noi putem și trebuie să ne asemnăm lui Hristos în iubire. În Ioan 13 cu versetul 34, uitați-vă ce spune Mântuitorul nostru aici. Ioan capitolul 13, versetul 34. Să citim acest, acest pasaj frumos din Sfânta Scriptură, direct spus de Domnul nostru Isus Hristos. Prin aceasta vor cunoaște toți că sunteți ucenicii mei, dacă veți avea dragoste unii pentru alții. Și ce fel de dragoste? Vă dau o poruncă nouă, zice Mântuitorul, să vă iubiți unii pe alții, cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Dacă în vechime era spus să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți, Aici Mântuitorul ne îndeamnă să facem un pas mai înainte. Cum v-am iubit eu, așa să vă iubiți și voi unii pe alții. Și prin aceasta vor cunoaște oamenii că sunteți urmașii mei. Experiența asemănării cu Hristos, iubiții mei, nu este un salt, o săritură. Azi ai fost așa cum ești și mâine vei fi asemenea lui Hristos. Acesta este un proces care se desfășoară în timp. Și Apostolul Pavel, în a doua trimitere către Corinteni, capitolul 3 și versetul 18, spune următoarele. Noi toți privim cu fața descoperită, ca într-o oglindă, slava Domnului și suntem schimbați în același chip al Lui, din slavă în slavă, prin Duhul Domnului. Iată, în felul acesta se face schimbarea. Noi privim la Hristos, citind Sfânta Scriptură, cercetând viața Lui. Noi privim la Hristos așa cum privim în oglindă, ca să ne aducem în stare uh, suprafața noastră estetică, fața noastră estetică. Tot așa privind în Sfânta Scriptură, noi ne aducem într-o stare corespunzătoare lăuntrul nostru și încetul cu încetul, pas cu pas, zi de zi, devenim tot mai asemători cu Mântuitorul. Apostol Ioan nutrea sentimente mărețe privind spre viitor într-acolo și a îndreptat și privirile noastre. Și el spune în prima trimitere, în capitolul 3 și versetul 2, preiubiților, cum, acum suntem copii ai lui Dumnezeu și ce vom fi, nu s-a arătat încă, dar știm că atunci când se va arăta el, vom fi ca el, pentru că îl vom vedea așa cum este. Vom fi ca el. Nu egal cu el, dar asemenea lui. Să evităm capcana de gândire și practică în care Satana a dorit să-i atragă pe primii noștri părinți, pe Adam și Eva, când a zis veți fi. Ca Dumnezeu. Așa visase Satana să fie, când era încă Lucifer. Gândurile lui sunt descrise în Isaia, capitolul 14. Voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor, voi fi ca cel prea înalt, dar ai fost aruncat în locuința morților și în adâncimile mormântului. nu asemănarea cu Dumnezeu visată de Lucifer și promisă de el părinților noștri. Asemănarea cu Dumnezeu, așa cum e prezentată în Evanghelie, cum este prevăzută în planul de mântuire, vom fi ca El, pentru că îl vom vedea așa cum este. Ca El, dar întotdeauna, pe parcursul întregii veșnicii, oameni, oameni fără păcat, Oameni fără tendințe spre păcat. Vom fi ca El pentru că Îl vom vedea cum este. Vom fi în Apocalipsa 22, capitolul 3, versetul 3 și 4, citim următoarele. Robii lui Îl vor sluji. Ei vor vedea fața Lui și numele Lui va fi pe frunțile lor. Spre acolo privea Apostolul Ioan când era pe Ostrovul Patmos și spre acolo ne îndreaptă și privirea noastră. Prin asemănarea cu noi, a Salvatorului, aduși înapoi la asemănarea fericită cu Dumnezeu. Ce glorioasă direcție! Ce frumoasă provocare! Domnul să ne conducă, iubiții mei, pe toți cei care participăm la această meditație binecuvântată și necesară să ne aducă la această experiență frumoasă, să fim odată la starea care a fost Adam când a ieșit din mâinile lui Dumnezeu și veșnic, să adorăm chipul Creatorului nostru slujindu-L și bucurându-ne că suntem copii ai Săi. Dumnezeu să ne ajute la aceasta. Amin. Vândem să ne adresăm Domnului în rugăciune cu aceste gânduri. Tată bun din ceruri, Îți mulțumim, Doamne, că în cuvântul Tău cel sfânt și dătător de viață, în cuvântul Tău cel lucrător și transformator, ne-ai descoperit astăzi aceste patru asemănări importante, dintre care trei foarte plăcute și una neplăcută de reală. Mântuitorule, ajută-ne să scăpăm zi de zi de asemănările noastre care le avem fiecare cu amăgitorul părinților noștri și amăgitorul nostru și pas cu pas să ne transformăm prin cuvântul Tău, prin influența Duhului Sfânt, mulțumită jertfei Domnului Isus, să devenim tot mai mult asemeni omului creat la început de Tine, asemeni Mântuitorului nostru, ca să restabilim în noi, prin Duhul Tău Sfânt, asemănarea cu Tine, Tată, așa cum a fost prevăzută de tine la început și odată să ne bucurăm veșnic de a fi alături de tine, cum ai prevăzut tu când ai creat pământul acesta și oamenii pe acest pământ. Ajută-ne să avem gândul acesta, dorința aceasta și să ne străduim spre aceasta. Iar noi îți mulțumim pentru Cuvântul tău și Duhul Sfânt care îl avem la dispoziție. Amin!